Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod de Inserio noastră de breasla haiducilor. Dragilor, acest videoclip de breaslă îl începem de la Nenea Puf pentru că trebuie să luăm și noi niște pământ pentru baza noastră și ce doamne s-a întâmplat aici. Trebuie să luăm niște pământ pentru baza noastră și oricum am vorbit eu cu Nenea Puf și am spus când o să mai am nevoie de ceva în desic și așa să nu stau să mă duc prin mine de bezmetic să adun să nu știu ce. O să vin aici la el la bază și o să sap aici în mină pentru că știu că are un proiect mai mare aici de completat, ca să zic așa, și na, când mai avem timp, care cum avem timp, mai venim și mai spun pe aici pentru item și pentru toate cele, deci e 50-50, e echitabil și pentru noi și pentru el. Și chestia asta mi se pare mișto. Am vorbit cu el, a spus că nu e nicio problemă și că nu e el online, putem veni aici să luăm ce avem nevoie. Doar că acum eu n-am torțe la mine și o să fac un pic cam balamul pe aici, dar asta e, sper să nu se spawneze foarte mulți monștri. Deși dacă stau să mă gândesc, cred că o să îi pun totuși ceva torțe, că las așa, nu prea îmi place. Și văd că ești un pic de logos pe server, bine, deocamdată sunt singur când filmez acum pentru că e dimineață, lumea încă nu s-a trezit, n-a intrat încă pe server, deci probabil că și de asta e puțin logos, dar hai să vedem dacă are el pe aici ceva cărbune, uite pe aici. Niște cărbune, uite și pe aici, perfect. Ajunge ăsta, Ender Chest n-avem pe aici, dar nu știu că găsim noi. Bun. Ca să-i lăsăm și ceva torțe în Nenea Puf aici. Pentru că eu n-am la mine torțe și trebuie să îi lăsăm. Nici lemn n-am, nu? Uite, lăsăm. Haide măi. Lăsăm ăsta și avem nevoie și de ăsta ca să nu pichexul. Perfect. Și hai să punem pe aici niște daste așa de cărbune. Ideea e că oricum văd că aici suntem în raza beaconului și avem haste, ceea ce e perfect. Pentru că nu trebuie să stăm foarte, foarte mult să spargem. Și vedeți cum se spawnează monștri, uite și un schelete pe acolo. Gen, de-aia zic că măcar noi să lăsăm pe aici niște torțe, dacă tot luăm, să fie ok. Îl nimeni pe ăla? Hai mă! Wow, din prima, easy. Mă rog. Din mai multe, dar nu contează. Una e să spargi și noi astea. De aici ia și tu niște lemn. Perfect. Bă, ideea e că am reușit cât de cât să mă organizez cu șulcarele astea. Și mi se pare mișto că am reușit să fac asta. Pentru că eu de obicei nu prea eram organizat cu șulcarele și era super nașpa. Dar acum am reușit să mă organizez cât de cât. Mamă, câte torți am făcut băiatul. Mamă, ce ai făcut? Bun, hai să-i lăsăm pe aici niște torțe ca să nu mai vină chiar atât de mulți urâți de ăștia. Așa, mai bag unul și pe aici, perfect. Și da, ideea e că, nu știu, mă gândesc că majoritatea vă uitați la Puf, așa că mă gândesc că știți ce o să se întâmple pe aici. Și chiar o să fie treaba. Și da, o să aibă mult, mult de lucru și Nenea Puf aici, dar cât putem și noi o să-l ajutăm să își termine proiectul, că e... Da, totuși destul de mare și dacă a zis că nu refuză ajutorul nostru, e perfect. Bun, hai că astea sunt pline, le pot lua și eu. Și acum o să mergem acasă pentru că din câte am înțeles, a revenit Nenea Peter din mica lui excursie de afaceri, unde a fost el plecat cu firma, cu astea, nu știu, n-am stat să-l întreb, că vă dați seama, e un om ocupat, nu-mi permis să-l deranjez. Și am înțeles că ne-a chemat pentru că e... nelămurit și era puțin cam nervos la telefon, așa că să vedem, poate s-a mai calmat între timp. Trebuie să mergem să discutăm cu el, că din câte am înțeles nu prea îi convine ceva acolo la zeppelinul nostru, mica afacere pe care am făcut-o noi, și m-a chemat la o discuție, așa că o să trebuiască să mergem să vedem cam ce vrea domnul Peter și să sperăm că nu ne dă afară acum. Asta e tot ce sper eu. Bă, da, serios că tu nu mai mori, adică... Bravo, perfect. Deci da, mă duc eu acasă și între timp o să ne întâlnim cu Nenea Peter să vedem cam ce dorește, ce vroiește dânsul. Ok, dragilor,
Îl aștept acum pe Dani să discut cu el că nu, nu se poate așa ceva, mă. Am zis că trebuie să vorbim ceva foarte important. Alo? Alo? Să trăiți, domnul șef. Să trăiți. Hai să batem palma. Anima. Nu v-am văzut de mult timp. Da. Hai să batem palma, da, știu și nici eu nu te-am văzut de mult timp. Îmi pare bine să vă revăd. Mi-a fost dor de dumneavoastră, okay, okay, să știți. Și mie, domnul Dani. Domnul Dani, am o problemă cu construcția dumneavoastră, cu reclama Sobrado. De ce n-ați făcut, domne, și pe partea cealaltă Sobrado? De ce scrie că și pui pe partea cealaltă? A? Ia zi tu mie. Deci, domnul șef, e într-adevăr o poveste de extrem de nelungă, dar o să vă spun. Deci, stăteam eu așa într-o zi și mă gândeam, bă, dacă scrie acolo Sobrado, o să scriu eu și în partea cealaltă, cândva într-o zi așa, cu soare, că dacă am proiectat tot zepelinul ăla și l-am construit de la zero, mi-a fost greu să mai scriu și reclama în aceea zi și am lăsat-o așa vreo câteva zile, 2, 3, maxim 5, ce zic eu, maxim 5, maxim 7 și deodată după aceea m-am trezit pe partea cealaltă că scrie că șepu. Și am vorbit cu domnul Colpir și cu domnul Puf și le-am zis, ok, dacă a scris Câșupa acolo, vreau 50 de diamante. Că am dat noi, știi, pentru luna aia, ca să ne scoatem producția, am calculat-o eu pe asta. Și da. Le-am făcut ofertă și băieții au zis că plătești. Și au plătit 50 de diamante, într-adevăr, pentru reclama acolo s-o păstrăm, dar eu n-am vorbit cu dumneavoastră, adică am crezut că nu vă dați seama acolo și... Da, mă, Dani, mă, dar nu e ok, mă, Dani, mă, dă un culo de treabă, ne-am chinuit așa o grămadă să facem ăla și tu... Dar pe ea asta zici așa, și eu și... Ne vinzi așa ușor firma, numele firmei, e un nume, frate, un nume de renume. Da, deci nu e ok, nu e ok. Fii atent, vorbim cu domnul Colpir sau cu domnul Puf la prima ocazie... Și le dăm 50 și... Cât să le dăm? 54 de diamante. Na, uite, le mai dăm 4 diamante. Le mai dăm. Eu. Vezi că vin vizitatori, uite. Ia uite ce frumos. Vezi? Auzi că discutăm și ăștia de la Câșupu. Îți de la Câșupu. Hai să plecăm. Îți drone de la Câșupu. Exact. Ne urmăresc, că știu că punem ceva la cale. Da, mă, au microfoane. Mă, oricum, v-am să le spunem ceva. Deci e ok. Da, e ok, oricum. Cu prima ocazie, te duci și le spui, da? Da, șeful, gata, mă scuzați, nu mă dați afară, mă iertați de data asta. Stai liniștit. Ok. Da. Domnule Puf, ne-am adunat aici la această priveliște frumoasă. Bă, Dani, așa. Ai uitat carnea pe grătar. Bă, și vezi acolo. Da. Scuze. Dar unde am pus-o, că am uitat? Acolo, pe grătar, du-te și uite. Bine, mă, gata. Da, mă, da, du-te. Cu uitat unde e grătarul. Unde e grătarul? Da, mă, domnule Puf. Voi fi pus pe balcon, stai să văd. Ok. Ok, domnule Puf. Ok, am venit aici cu o veste proastă, oarecum, sau nu știu dacă e proastă, depinde cum o vezi tu. Nu ar trebui să mai fie reclama aia acolo. Nu, ce doamne? S-a unecat, frate, fie Băi, e prea rarifiat aerul ăsta aici sus pe... Păi, da. E de la carne, e de la carne. Ah, am înțeles. Păi... Dar din câte știu eu, parcă v-au plătit Colpir, nu? Ca să... Păi știu din ce mi-a zis Dani că ți-a dat 50 de diamante și cu părere de rău îți dăm 54 înapoi. Să fii sănătos și iubit. Ok? E bine? It's ok? Asta este, adică... Până la urmă, pierderea voastră și pierderea noastră... Mai mult a voastră? Da, mă rog, nu contează. Da, asta e. Era fain că se știe, adică se urcau băieții de la BND, știi, în elicopter și când vreau să pleci acasă, pac, vedea direct Câșpă. Ei, păi, poate să vadă și sobrani. Știi? Acum, asta e. Ce să-și faci? Ei, da, nu e nicio problemă.
Nu, niciun baie, că cumpărăm... cumpărăm blocul ăsta de aici, știi, și punem pe o laterală o pancardă cu... Noi, știi? Știi? Yes! Da, da, știi, noi, da, ok. Pa, pa! Baftă, feciori! Dragilor, am ajuns și acasă și haideți să dormim și noi puțin, pentru că trebuie să ne facem somnul, domnule, că fără somn nu poți să faci nimic. Și totodată să vă explic de ce am luat, acest dirt de la Nenea Puf, pentru că am luat vreo 3 șucări și, și o să avem nevoie de tot ce e aici. Doar că... Da, ați văzut și ce am discutat cu domnul Peter, pentru că n-a fost tocmai încântat săracul om și a trebuit să facem chestia aia, având în vedere că el e patronul, n-am ce să fac, trebuie să joc după regulile lui, mă înțelegeți, adică nu putem riposta că rămânem fără job aici, nu merge așa. Deci, da. Și acum revenind la chestia cu dirt-ul, l-am luat pentru că aici voi face și un mic orășel oarecum. Mă rog, nu neapărat un orășel, un mic sătuc, ca să-i spun așa, pentru că, ar fi interesant să facem asta. Și tocmai de asta am zis că o să am nevoie de ceva pământ, pentru că trebuie să mă duc până pe acolo, ca să am ceva spațiu de construit. Și o să dureze să fac asta, dar așa ca idee am vrut să vă spun de ce am făcut asta. Și în episodul de astăzi probabil că o să terminăm platforma asta. Adică o să o fac eu off camera, că n-aș pa să stați să vă uitați cum pun eu pământ. Dar da, am zis să vă explic și vouă cam cum e treaba, cam ce vreau să fac pe aici. Și acum o să mă pun eu pe aici să fac nivelarea, să zicem. Și după aceea o să revin cu voi să vă arăt cum a ieșit și să vă explic cam ce căsuți o să facem și pe unde o să le facem și toate cele. Deci mă pun eu să găt aici cu pământul și revenim după aceea. Ok, lume, am terminat de îndreptat zona asta cât de cât pe aici. Mai am de lucrat ceva la ea, nu e tocmai gata 100%, doar că am zis să vă arăt ce am făcut pe aici. Ideea e că am făcut puțin terraforming pe la chestia asta și cred că a ieșit destul de ok. Am venit călci pe aici prin apă frumos. Mai am puțin de lucrat în partea asta, la terraforming, încă nu am făcut acolo în partea aia. Însă aici, în partea asta, este făcut. Să vă explic puțin schematica sătucului oarecum. O să încerc să fac eu pe cât posibil să-l începem așa și să mergem cu el în partea asta și să facem și aici. Pentru că și aici mi se pare o zonă mișto în munții ăștia să lucrăm și aș vrea să aterizez pe blocurile alea două. Să le sparg odată. Da, hai că am aterizat pe el. Și aici o să vreau să construiesc și aici din oraș, să-l aducem așa din partea aia frumos pe aici și să avem și aici câteva căsuțe sau ceva de genul ăsta. Ne gândim noi ce o să facem totuși. Și da, nu știu, eu zic că e o chestie mișto. Ideea e că o să trebuiască să scot apa de aici. În rest, alt lucru nu prea am nimic de făcut, pentru că drumurile și așa o să le facem pe aici, pe la partea asta. Vezi dacă pot să opresc eu și apa asta de aici. Frumos, coborăm pe aici, așa, și... Unde e, mă? Uite aici, bun. Și am oprit-o. Și da, eu zic că o să iasă un orășel mișto. Din episodul viitor ne vom apuca de el. Până atunci însă o să trebuiască eu să... mai fac câteva chestiuțe și acolo sus și vreau să mor creeperii ăia doi dacă aș reuși să trag în ei. O să trebuiască să luminez toată zona asta, o să fie puțin complicat. Doar că, na, o să le facem pe toate la timpul lor. O să trebuiască să mai fac și aici o chestie, pentru că nu vă spun încă ce o să vin aici, dar o să facem o chestiuță și aici. Pentru că, practic, din tot sătucul ăsta, peștera... O să fie a noastră, gen, efectiv, toată a noastră. Și pe lângă o să avem noi sătucul acela care o să fie mișto. Hai să arunc ăsta, că nu-mi trebuie. Bun. Și, da, mă pun eu să mai aranjez puțin de tot pe aici.
zona, să vă, să vă dați seama și mai bine cum, cum o să vină și toate cele. Ideea e că trebuie să mai urc câteva nivele de-astea în sus și în rest nu prea mai am altceva de, de făcut, doar să mai urc vreo, nu știu, un strat, două pe aici, ca să am loc de, de o căsuță, ceva, să o să o fac cât de cât mai, mai mișto, nu, nu bași pe, pe drum plat. Hai mă, așa. Bun. Și mă pun eu să, să mai rezolv pe aici una alta și revin după aceea să vă, să vă arăt finalul, cum, cum arată și toate cele, deci revin imediat. Ok, dragilor, am terminat, să zicem, oarecum și partea aceea unde nu era completat. Vedeți că acum este totul completat frumos, am venit pe aici cu, cu gresul și e totul, e totul bine, totul frumos. O să scot sendul ăsta pentru că nu vreau să-l am aici, o să trebuiască să pun... să pun tot gres, doar că nu mai am acolo la mine. Și hai să mergem să dormim rapid, că ok, n-am, jur că n-am, nu credeam că o să fac asta, dar mă rog, am vrut să fac asta, ok, nu, în niciun caz n-am făcut-o din întâmplare. Bun, acolo unde vedeți voi chestiuța aia o să vină prima căsuță din sătuc, după aceea o să mai avem pe aici căsuțe, doar că trebuie eu să văd cum o să mai fac ceva ridicături din acelea, pentru că astea sunt, să zicem, oarecum bune pentru, pentru ce vreau eu să fac aici. Și hai să scot astea două bucăți, perfect. Sunt relativ bune pentru că, na, să nu facem toate casele la, la același nivel, am zis să mai ridicăm una, două, mai facem un drum mai mișto, una alta și toate cele să mai schimbăm. Pe lângă asta am făcut și chestia asta și, doamne, cât pot să mă bâlbâi. Am făcut și partea asta de aici unde nu era făcut. Și pe lângă asta, cât am mai avut eu dirt, am mai completat și aici puțin. Vedeți, o să vină tot cu pământ, o să trebuiască să umplem tot, să se facă tot gres bloc și mai departe o să vedem ce o să, ce o să iasă. Eu zic totuși că o să iasă, o să iasă un sătuc mișto aici, dacă reușesc eu să-l fac așa cum îmi plănuiesc. De ce nu pot să zbor? Elytra, mersi, bun. Și acum, ideea e că nu prea pot să mai continui, fiindcă nu mai am, nu mai am dirt. Dar, na, trebuie să mă duc eu până la, până la nenea Puf, să mai iau niște, niște dirt și să continui off-camera, să mai fac toate astea cu dirt. Și în episodul viitor o să ne apucăm deja de sătuc, să facem casele și toate cele, pentru că trebuie. Na, trebuie ușor să începem și noi să ne gătăm baza. Nu știu dacă v-am prezentat, deși nu cred, însă vom merge tot în acest videoclip la zona de Crăciun. Avem și o zonă de Crăciun făcută de Blushman, a făcut el un drum pe acolo ceva frumos. Și acolo o să avem noi proiectele de Crăciun, foarte, foarte mișto. Am ceva idei și pentru Crăciun, însă o să le facem și pe acelea la timpul lor. Ok. Hai să mai las eu pe aici din iteme, pentru că trebuie să mergem până la, până la zona de shop-uri, să mai ducem și noi niște pumpkin pe acolo, pentru că am mai stat eu AFK, s-a mai strâns ceva pumpkin și e totul bine. Nu știu dacă am eu shulker gol, însă o să vedem asta. Bun, deci mă pun eu să mai iau de aici ce mai trebuie să mai ducem pe la shop și revin de acolo. Dragilor, înainte să ajungem la shop-uri, pe drum cu noi, culmea, unde stăm noi fix pe același drum de deșert, este și zona de Crăciun. Și cam așa arată, bă, sincer să fiu, arată bine, bine. Na, chestia asta. Aici avem acadele. Da, și dacă intrăm pe aici prin portal, din câte știu eu, nu e făcut absolut nimic, dar o să mergem în premieră pentru că n-am fost deloc. Doar ce am văzut așa pe la Blushman pe sărite. Aici avem zona de Crăciun. Ceea ce e super mișto, adică na, e un biom cu zăpadă și pe lângă am eu textura asta de Crăciun. Să trebuiască cândva să facem și noi acel hub al nostru, pentru că na, nu e făcut și va trebui să-l facem. Bun, și hai să vedem dacă reușim să dăm și noi o rachetă. Reușim cât de cât să dăm o rachetă până aici la shop-uri, nu cred că am mai luat nimic, nu? De aici nu s-a vândut nimic, am pus eu prețurile aici, o să mai băgăm la pumpkin,
Melan, cel mai probabil o să facem cadou, o să stau eu și o să adun pentru Crăciun să facem ceva cadou și niște melan pe acolo. Pentru că am super, super mult și n-am ce face cu tot, adică efectiv e mult rău. Și dacă nu am ce face cu el, o să dăm probabil cadou și niște melon, vedem dacă are cineva nevoie. Să vindem pe aici, știu că am făcut vânzare, a cumpărat nenea Blushman niște gravel și mai e pe aici tot ce vrea. Veni și nenea Colpir, purtătorul de tag. Oh, sper să nu vină la mine, atâta tot. Nu știu dacă și-a făcut provocarea, deși din câte am înțeles poți să dai tagul și înainte, ceea ce mi se pare mișto. Și hai să facem și noi o chestie aici, dacă tot am ajuns. Hai să modificăm și noi prețurile la toate astea. Să punem prețul lor cum ar veni. Uite aici o să punem... De ce nu? Așa. 4 stack-uri era... Un diamant, corect. Un diamant. Ok. 4 stack-uri, un diamant la ăsta. Nu mai știu ce preț aveam la ăsta. Wait. Dați așa. 2 stack-uri, un diamant. Ok. Ok. 2 stack-uri. 2 stack-uri. Punem așa un diamant. Și astea două sunt tot la fel cu un stack, un diamant. Și hai să fac eu o chestie și facem așa, perfect. Ca să-i punem lui ăsta să nu mai stăm să mai scriem atâta, că facem naibii ceva la degete dacă tot stăm atâta să scriem. Bun, și hai să vedem, le punem de aici, uite așa, perfect. Le modificăm, punem aici ăsta. Unde erau cartofii aici jos, parcă morcovii aici sus și melon în partea asta. E bine? E bine. E perfect. Hai să întoarcem și ăsta, că nu l-am pus tocmai bine. Bun, și acum mai dăm o dată ăsta și o să trebuiască eu să merg cândva pe acasă, cred. Pentru că vreau să scot de aici hârtia asta, fiindcă e inutilă. Și mulțumesc lui Blushman de ideea asta, că nu mi-a dat prin cap să fac chestia asta. Deci am zis noi că scăpăm de item frame-uri, bă, să fiu sincer, nu am chiar atât de multe aici. Și, na, nu cred că are rost să le scot neapărat. Stai că mai am nevoie de niște morcovi aparent. Ok. Uite așa și nu știu, nu cred că am eu la mine cartofi sau ceva de genul ăsta. Știu că am niște semințe de wheat pe acolo și cam atât, da. Deci va trebui să mai aduc eu un stack de melon și un stack de cartofi aici. Să punem și să fie totul perfect. Hai să băgăm astea înapoi aici. Ok. Și acum o să mergem și noi spre casă din nou. Să îmi termin eu treaba și vom opri și acest videoclip aici, pentru că am făcut, cred eu, destule și e bine că încă suntem în Sobrado acolo. Am schimbat și textura Sobrado, nu știu dacă arată mai bine sau nu, dar am zis să-l punem într-o culoare mai închisă, dacă tot e alb în spate, să fie așa o culoare mai închisă. Din nou, nu știu dacă arată mai bine sau nu, dar pui mei, acum o să rămână așa deocamdată. Deci da, oameni buni, cam atât ar fi pentru acest videoclip din seria noastră de Breasla Haiducilor. Dacă v-a plăcut, v-aș ruga să lăsați un like, nu uitați că în descriere aveți Instagram-ul meu unde puteți intra să-mi dați un follow, pentru că răspund la mesaje și acolo, totodată aveți și Discord-ul unde vă anunț când postez un videoclip nou sau câte un update despre canal, pentru că la videoclipuri YouTube-ul nu trimite notificări și tocmai de asta vă anunț eu acolo de fiecare dată când postez ceva nou. Și da, eu am fost Dani și ne auzim la următorul videoclip. Ciao, ciao!